Miercuri dimineața, un incendiu violent a ars aproape în totalitate casa unui locatar din localitatea Drighiu, comuna Halmăști. Impresionați de povestea proprietarului, care era singur pe lume, un grup de sălăjeni s-au mobilizat pentru a-i aduce un strop de bucurie de sărbători. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Salaș, incendiul a izbucnit miercuri dimineața la o casă din localitatea Drighiu. În dimineața zilei de miercuri, Garda Nușfaleu a fost solicitată să intervină la un incendiu izbucnit la o casă din localitatea Drighiu. Cauza probabilă de incendiu a fost jarul picat dintr-o sobă nesupravegheată pe un material combustibil. În momentul declanșării incendiului, proprietarul nu se afla acasă, flăcările fiind zărite de către vecinii care au sunat la numărul unic de urgență 112. Au ars aproximativ 70 de metri pătrați de acoperiș, piese de mobilier, aparate electrocasnice, două sobe, șase geamuri și trei uși. Este unul dintre multele comunicate care ascund într-un text scurt adevărate drame care se desfășoară în fața noastră zi de zi, iar noi suntem spectatori pasivi. Din surse neoficiale am aflat că în această casă locuia o singură persoană, Marinel Drăgan. Omul a rămas singur pe lume, fără părinți sau familie, după cum a precizat Ioana Cristina Cherecheș într-un mesaj postat pe o platformă de socializare. Acum, în prag de sărbători, necazul a dat peste Drăgan Marinel din satul Drighiu, comuna Halmăști, o clipă de neatenție și casa lui a luat foc. Singur pe lume, fără părinți, soție sau copii, doar cu sprijinul oamenilor cu suflet, va trebui să-și refacă casa. Nu a fost ea cine știe ce palat, dar a fost locul unde își punea capul jos după o zi de muncă, acel loc care acum nu mai este. Miercuri, Marinel Drăgan a rămas fără agoniseala de o viață, fără o casă în care să se adăpostească în fața frigului de afară. Dar oamenii cu suflet mare din județ pot să-i aducă un strop de bucurie de sărbători, ajutându-l să o ia de la capăt. Adresăm și noi același îndemn de a pune umăr de la umăr pentru a-l ajuta pe acest om nepăstuit.